ANAF trece la executarea silită a răuplatnicilor. Începând cu 26 iunie 2020, fiscul va activa sistemul e-popriri. Astfel, fiscul va transmite electronic în fiecare zi adresele de înființare a popririlor bancare către unitatea de imprimare rapidă, care le procesează și le validează. Informațiile din adrese sunt preluate apoi de sistemul e-popriri și sunt comunicate electronic băncilor care trebuie să transmită până la ora 17 a zilei următoare sumele care se pot plăti. În situația în care datornicii n-au bani în conturi la înființarea popririlor, procedura se aplică atunci când intră efectiv bani în conturile poprite. Sistemul e-popriri analizează sumele comunicate de bănci și emite ordonanțările de plată, astfel încât instituțiile financiare să vireze banii. Reprezentanții ANAF susțin că popririle se instituie și se ridică astfel în timp real și că se vor evita situațiile în care din conturi sunt reținute sume mai mari decât cele care trebuie recuperate.